Invitata mea de astăzi este Elisabeta Samara, multiplă campioană europeană la tenis de masă. Mulțumesc că ai acceptat să fii astăzi alături de mine să sărbătorim împreună Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace. Bună ziua! Mulțumesc eu pentru invitație! Înainte să încep să spun întrebări, aș vrea să-mi povestești câteva lucruri despre tine. Cum ai început tenisul de masă, dacă ăsta a fost primul sport sau mai făcut și alte sporturi înainte? Da, am început sportul datorită fratelui meu. El a început, eu aveam 5 ani jumate sau 5 ani, iar m-am dus cu mama mea ca să-l luăm de la sală, iar eu, fiind o fire neastâmpărată, am vrut să încerc și mă jucam eu singur. Deci nu mi-a arătat nimeni cum să joc, cum să se paleta în mână. Și am început să fac, da, cu mingea, paletă și cu stânga și cu dreapta. Foarte lejer, foarte, foarte simplu. Iar atunci antrenorul i-a zis mamei mele, doamna Samara, fata va ajunge foarte departe. Vă rog frumos să o lăsați, eu o să mă ocup de ea, o să o iau de acasă, la sală, la grădiniță, dar să o lăsați pentru că va fi un mare, mare talent. Și uite că a avut dreptate. Da, oarecum faptul că sunt și jucătoare de mână stângă, poate că m-a ajutat, știți cum e, stânga, ce sunt mai imprevizibili, sunt mai talentați, să zic așa, ca în orice sport. Da. Și cam asta este, da, povestea mea. E o poveste simplă, dar fără fratele meu, dacă pe el nu-l selectau de la școală, poate că eu nu eram acum aici, dacă dumneavoastră. Ai deja 3 participări la Jocurile Olimpice, urmează cea de-a 4-a participare cu visul și cu gândul la o medalie, pentru că cu toții ne dorim o medalie la Jocurile Olimpice. Ce așteptări ai de la aceste Jocuri Da. Olimpice? Păi haideți să o luăm așa. În 2008 eram un simplu copil, pot să zic așa. Nu aspiram, era ceva pentru mine nou, faptul să fiu, da, de cei mai buni. A fost o mare onoare. După care în 2012 încă mă căleam, încă eram, dacă lit, adică încă vreau ca să descoper, să văd, să mă întâlnesc, da, cu jucători din alte sporturi, vreau să fac poze cu ei, autografe, însă am fost aproape să ajung în sferturile de finală. Am avut 2000 de meci, dar cele mai mari șanse le-am avut cu echipa. Eu sunt om de echipă, pentru echipă. Am avut la Beijing în 2008, unde am ieșit locul 7. Pe atunci am jucat cu America, având în echipă 3 chinezoace, iar antrenorul era român. Da, în 2016, favorită fiind numărul 20, am sperat oarecum să am parte de un tablou favorabil. Însă după două tururi am dat de locul 1 mondial, dublă campioană olimpică, mondială, pe mondială, și jucasem, da, cu Ding Ning din China cu 2 ani în urmă și am pierdut 4-2, având 2-0. Iar acum, în 2016, m-a studiat, pentru că de la primul punct câștigat, am început ca să țipe, ca să se motiveze. Atunci mi-am dat seama că nu este la fel meciul, da, cu ea, asta de acum 2 ani. Am înțeles. Și asta a fost, da. Și sperăm acum ca la Tokyo, fiind mult mai matură, vreau să zic că eu joc și în Japonia, liga japoneză. Iar faptul că am fost singură acum, pe pandemie, 2 luni în Japonia, am reușit ca să mă antrenez, da, cu jucătoarele din totul Japoniei, să joc și meciuri împotriva lor, da, iar acum 2 săptămâni la Qatar Open le-am învins. Adică le-am învins cu mare ușurință, pot să zic. Bineînțeles, până la Tokyo mai este drum lung, dar mă motivează foarte mult, adică îmi dă la speranța că putem.
Așa este. Aș dori să te întreb cum a contribuit sportul la formarea ta ca om și cum te-a influențat. Cred că sportul m-a învățat să fiu disciplinată. Am învățat să nu renunț la ceea ce fac, să caut la mereu soluții, să ajung acolo unde mi-am dorit. Ce le recomanzi celor care vor să descopere tainele tenisului de masă și vor să scalce pe urmă? Ce le recomand? Este nevoie de foarte multă muncă, în primul rând, în orice sport, nu numai la noi. În orice sport trebuie să muncești. Dacă nu muncești și doar cu talent, așa cum am fost eu, da, cu talent, dar trebuie și multă muncă, pentru că talentul se duce, se pierde în timp. Așa este. Ambiție, curaj, curiozitate, ar fi foarte multe. Știți cum e când muncești, vine și rezultatul. Așa este, multă, multă muncă în spate, ore de antrenament, competiții ore de antrenament, câștigate și pierdute. Ne gândesc că nu ți iese acel lucru, acel element, să o iei de la cap, să repeți cu mii de mingi, să repeți același lucru. E cam plictisitor, dar știți cum e, trebuie ca să te axezi pe el. Nu ți iese, trebuie să-l faci până când ești acolo, până când se va reuși. Exact. Aș dori să te întreb, știu că cu siguranță ai avut momente critice în viața ta de sportivă, cum ai reușit să depășești aceste momente și ce te-a făcut să te ridici și să mergi mai departe? Da, din păcate am avut două operații la genunchi, la ambii genunchi, de menisc. Dacă la prima operație m-am speriat că nu știam în cât timp mă voi reface, nu știam cum o să fiu după. La a doua operație deja eram oarecum familiar, dar cu tot ce se mănâncă, să zic așa, și am început după 2 zile deja recuperarea și deja mă gândeam la momentul revenirii mele. Iar după o lună jumate am fost la campionatul mondial de simplu, unde nimeni nu dădea, nu speranță, dar știți cum e. Eram toți așa, sceptici. În dubii. Da, 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 dacă sunt sau nu, dacă am revenit sau nu. Am ajuns în sferturi, la simplu. Uite că ai reușit, te-a motivat, adică ai reușit să se trenați poate, din nou, însă, pentru că atunci când există dorință... Însă, la prima operație, parcă am avut mai multă răbdare. La a doua operație, am vrut foarte mult ca să mă revin cât mai repede decât cea anterioară. Vreau să mă revin cât mai repede și nu mi-e ieșit cum aș vrut eu ca să-mi iasă. Ba mă durea, ba n-aveam chestii să mai fac, dar m-a motivat faptul că îmi doream foarte mult să revin la forma inițială. La turnee, da. Da. Poți să enumeri, te rog, 3 calități morale pe care le are un sportiv de performanță și ar trebui să-l regăsim în societate? Voința, spiritul de echipă, care eu mă consider 100%, pentru că eu sunt om de echipă. Eu mereu am dat pentru echipa României. La simplu ești doar tu cu tine. La echipă, când îți aduci aportul și tu și vezi că în spate sunt și fetele și antrenorul și vezi că se bucură, atunci te simți că ai motivat. Contribuit. Da. Și bineînțeles, fair play-ul. Așa. Care uneori, cum să zic eu, mă deranjează că și adversarul nu este ca mine. De multe ori asta mi s-a întâmplat. De foarte multe ori. Da. Frumos, într-adevăr. Motivația, unul dintre calități. Din multitudinea de evenimente sportive, și aici mă refer la, indiferent de campionate, mondiale, Grand Prix-uri, din multitudinea de evenimente sportive, care te-a influențat și de ce? Pot să zic că startul carierei mele a început în 2010.
unde am ajuns în finala Cupei Mondiale la senioare, fiind și totodată singura europeană din istorie care a ajuns într-o finală și încă nu a ajuns încă nimeni din Europa. Faptul că am reușit ca să bat jucătoare, eu pe vremea aceea eram 90 mondial și m-am bătut cu jucătoare de top 10 mondial. Faptul că le-am învins mi-a dat, cum să zic eu, încredere. Startul, da. Start. Da. Deși startul l-am avut de la Olimpiada din 2012, unde am învins-o pe locul 6 mondial. Practic de acolo a început cariera mea, să zic așa, spre maturitate. Am înțeles. Frumos. O carieră frumoasă. După care a fost medalia mult dorită, campionatul european, unde îmi doream o medalie. Indiferent de culoare. Vreau la individual o medalie ca să afirm. Una este când afirm la echipă, ești cu echipa, și una este când ești cea mai bună tu, Samara, ești cea mai bună din lumea Europa. La individual, da. Da. Și am avut noroc, da, și cu tragerea la sorți, mi-a convenit, dar cu cine am jucat, dar asta nu mai contează. Asta face parte din sport, nu trebuie ca să ai puțin și baftă. Un pic acolo de noroc, cu da. 5%. Da, după care a urmat în 2017 la echipe unde ne chinuiam de 5 ani la rând să câștigăm și mereu am ieșit locul 2. Am învins Germania cu 3 chinezoaice, antrenoarea chinezoaică, asistentul chinez. Iar în 2019 am reușit ca să ne păstrăm titlul. Da, o carieră lungă, frumoasă și cu multe, multe, nu greutăți, dar oricum sportul întâmpinăm și greutăți și avem și noroc și, eu știu, poate nimerim de multe ori pe tabelă. Pentru că în sport trebuie să ai și noroc și baftă. Dacă exact. nu ai un gram de noroc, pierzi. Așa consider eu. Da, așa este. Având în vedere situația în care ne regăsim, care a fost și este rolul activităților fizice în viața ta și ce recomandări ai pentru tinerii din această perioadă? Da, eu când m-am întors fix din Qatar, practic de acolo m-am întors și de acolo mi s-a impus la condițiile care au fost date, m-am izolat la mine în apartament, am avut spațiu de fapt, mi-am montat masa de tenis de masă cu robotul achiziționat și am început să joc cu robotul, să nu-mi ies din mișcare. Bineînțeles, pregătirea fizică zilnic, că bandă de alergare, că exerciții, alea au fost esențiale ca să pot să-mi mențin tonusul. N-a fost greu, n-a fost ușor deloc, pentru că știți cum este. Ok, faci o zi, două, trei, cinci, șapte, o lună, dar deja vrei să participi la meciuri, vrei ca să faci un antrenament normal. Dar m-am acomodat, m-am supus regulilor, iar cele doresc la tineri, la copii, să păstreze legătura de prietenie, să facă da mișcare, în primul rând, pentru că sportul este sănătate și să învețe lucruri noi, în primul rând. Ce ți-a lipsit cel mai mult în perioada asta de pandemie? Pot să zic că eu sunt o fire foarte prietenoasă. Mi-a lipsit să ies cu prietenii. Să socializezi. Să vorbesc, da, să ies, nu știu, la film, să pot efectiv să stau, da, cu ei, cu familia, să stăm fără să ne fie frică, teamă, să întrebăm ce-ai făcut ieri, ce-ai făcut, adică eu zic că da, eu un an cum să zic, am trecut peste teama aceea, dar încă nu ar trebui ca să avem grijă, știți cum e, trebuie să cât ține de tine, de mine, de noi, ca să ne ferim. Cât se poate. Pentru că poți să ieși din aeroport, poți să iei de
oriunde. De oriunde, așa Da. este. Pentru că ne apropiem de final și am aflat foarte multe despre tine, dar aș dori să transmiți un mesaj pentru tânăra generație. Așa cum am mai zis, sportul este sănătate, mișcarea, orice timp de mișcare, când mersul pe jos, că am văzut că și pe stradă, în parcurs, sunt, nu știu, activități, sunt aparate de fizic. Orice mișcare este binevenită și, bineînțeles, la copiilor îi îndemn să facă sport de performanță, să vadă, să-și dorească să ajungă acolo sus. Să-și Dar, atingă repet, limitele. Fără muncă este foarte greu. Foarte greu. Eu știu prin ce sacrificii am făcut ca să pot să ajung. Asta le doresc. Să meargă măcar o oră să facă sport. Da, mai ales în ziua de astăzi, sportul te menține, te ajută, te dezvoltă, te învață ce Corect. înseamnă disciplina și cred că te echilibrează puțin așa în viața de zi cu zi. Da, pe mine cel puțin sportul m-a făcut ceea ce sunt eu astăzi. Eu prin sport am învățat ce înseamnă pasiunea, disciplina, în primul rând. Ce înseamnă să ai un program, dar fix. Nu să ți-l impui. Să-ți dorești să-ți faci lucrul ăsta. Mâine fac asta, mă trezesc, fac asta, să fie ordonat. Așa este. Mulțumesc, Eliza, pentru acest frumos interviu. Îți doresc mult, mult succes la Jocurile Olimpice și cu mare drag sper să ne revedem cu o medalie olimpică. Vă mulțumesc frumos, Sofie!